După o pauză de tăcere, doamna Anina a început să vorbească tot singură și a spus răspunsul meu este nu și este definitiv. Mai am două săptămâni, vă rog să mă lăsați să trăiesc în pace, în liniște. Am mai spus că cel târziu, pe data de 21 decembrie, va pleca din casa Mireasa, că nu o interesează niciun eveniment, nu dorește să participe la marea finală și implicit la căsătoria celor doi. După a spus fiecare face ce vrea, eu știu ce am văzut. Nu este pentru prima dată când doamna Anina vorbește singură. Poate nu dorește să se descarce cuiva din casă sau poate ceilalți nu sunt acolo pe fază să o asculte pe doamna Anina. Dar ce este clar este faptul că situația e greu să se schimbe până la finalul competiției între cei trei și mama lui Robert nu vrea să participe la marea finală.